Dacă pentru noi toți e săptămâna patimilor, pentru colega Raluca Boloș, patimile durează mai bine de un an. Mai bine zis de când cățelușul ei drăguț, Sani, s-a transformat în dita mai câinele, care face numai boacăne. Haideți să vedem prin ce peripeții au mai trecut Sani, câine rău, și stăpâna lui Raluca. Știți, Sani e colegul nostru de la ProTV, are cartelă, intră aici, pontează de fiecare dată. Dacă e pus mereu pe șotii și face o mulțime de prostii, Sani este un câine foarte deștept. Înțelege perfect ce îi spun, doar că nu de fiecare dată este de acord cu mine. Nu-i voie. Băi, când eu zic că nu-i voie... Hei, de ce comentezi tot timpul? Nu-i voie. Discuțiile noastre în contradictoriu se încheie mai mereu la fel. Eu îl cert, el se încăpățânează, apoi ne supărăm și nu mai vorbim câteva ore unul cu altul. Cunosc, eu m-am cam obișnuit. Am obosit să-i tot explic lui Sani că eu sunt stăpâna lui. Oricum, parcă vorbesc cu pereții. El face dezastru, eu fac curat. El latră, eu las afară. El aduce lesa, eu îl plimb. Și tot așa. Nu mă bagă prea mult în seamă, nici măcar atunci când vreau să-i demonstrez că eu am învățat deja câte ceva din lecțiile lui de dresaj. Uite ce am aici. Nu! Nu-i voie. Nu-i voie, Sani. Nu, băi! Am zis nu-i voie. Sani, tu trebuie să dai dovadă de câine dresat. Când zic nu-i voie, nu-i voie. Mai încercăm o dată, da? Asta e a mea. Nu! Nu, Sani! Nu, Sani! Nu, Sani! N-ai voie să o mănânci. N-ai voie să... Nu! Nu, Sani! Șezi. Șezi. De lăbuța. Culcat. Chiar și așa neascultător cum este, reușește de fiecare dată să mă facă să zâmbesc și să-mi facă ziua mai frumoasă. Spre exemplu, de curând l-am provocat să mănânce usturoi. Nu știam ce reacție va avea, dar eram absolut convinsă că mă voi distra copios. Așa se joacă Sani cu un usturoi. Sani! Vrei? Am înțeles, Sani. Nu-ți place usturoiul. Dar ceapa îți place? Ia. Ia. Ia de ce. Ți-o dau ție. Mă, tu mă cerți? Sani, mănâncă. Măi, tu ești atât de ambițios încât ești în stare să mănânci ceapa asta doar ca să-mi iei din mână. Iau. Ai luat-o. Măi, o mănânci sau ce faci cu ea? Sau treci așa de parchet să miroase tot de casa aceea? Un lucru e sigur, nu are cum să treacă o zi fără ca Sani să-mi dea de lucru. Într-o dimineață, de pildă, m-am trezit cu toată hârtia igienică în living. Sani, ai idee cine a făcut toată treaba asta? Ai idee? Ce s-a întâmplat aici? Cum a ajuns hârtia asta igienică aici pe jos? Te-a supărat? Te-am supărat noi? E bine că ai făcut dezastru? E bine că ai făcut dezastru? Sani, ți-a rămas
Sani, ți-a rămas hârtie igienică la gură. Sani! Mihai Nae, dresorul lui Sani, mi-a propus ceva absolut genial. Mi-a zis că dacă Sani tot își dorește să fie capul familiei, să lăsăm. Asta înseamnă că el trebuie să se comporte exact ca un bărbat. Adică, după ce îmi fac cumpărăturile, el trebuie să-mi care sacoșa. Credeți că glumesc? Deci ce avem acolo? Pâine. Două pâini cu portocale. Asta este sacoșa pe care Sani trebuie să o care. Bravo! Prindeți-o! Plecați! Bravo! Hai! Și vă întoarceți! Hotărât în continuă! Așa, circular! Perfect! Bravo! Hai, Sani! Bravo, bebe! Ce simpatic, mă!